Salut și bine v-am găsit la un nou rezumat. Astăzi o să vă prezint un film indian de acțiune din 2015, numit Bahubali, Începutul. Relaxați-vă și bucurați-vă de videoclip. Vizionare plăcută! Filmul începe cu o femeie care se străduiește să fugă în timp ce poartă în brațe un copil, doi bărbați o urmăresc. În timp ce apa o duce în derivă, ea îl roagă pe Lordul Shiva și negociază să-i ia viața în schimb, copilul trebuie să trăiască pentru a urca pe tronul lui Mahishmati. Mai târziu, oamenii au văzut-o că încă ține copilul în sus. În timp ce bărbatul pune mâna pe copil, ea arată cu degetul în sus și se lasă scufundată în apă. În apropiere, văd cadavrele bărbaților care au urmărit-o și concluzionează ce s-a întâmplat. Apoi, ei văd pentru prima dată o peșteră care face legătura cu vârful muntelui. Bărbatul presupune că trebuie să fie semnul ei de a duce copilul acolo. Sang, care poartă copilul, se înfurie și susține că băiatul îi este trimis de zeița râului și ordoană să închidă imediat peștera. Ani mai târziu, băiatul se întreabă des despre vârful muntelui și spune că vrea să urce acolo, așa că ea îl sperie în legătură cu acest lucru pentru a-l împiedica din a face-o. Pe măsură ce Shiva îmbătrânește, el persistă în a urca pentru a ajunge în vârful muntelui, timp de sute sau mii de încercări. Între timp, mama sa urmează sfatul lui Sage de a face ritualul adunând apă de la cascade și turnând-o în mod repetat pentru a-l face pe Lord Shiva să-i răspundă la rugăciune, în principal pentru a-l opri pe fiul său din a se cățăra. Spre supărarea sa, îl înfruntă pe Sage și sparge reprezentarea de piatră a Lordului Shiva, ceea ce îi șochează pe toți. El cară piatra până la cascade, iar oamenii îl urmăresc cu uimire. După ce se bucură, el găsește o mască de lemn care a căzut de sus. Apoi, mama sa Sang este încântată și îi este recunoscătoare înțeleptului că rugăciunea ei sunt ascultate. Cu toate acestea, atenția sa este acum deturnată spre masca de lemn. Shiva este prea curios în legătură cu masca de lemn și cu scopul ei. În mod neașteptat, a creat un chip din nisip folosind masca și continuă să completeze imaginea unei femei. Apoi, aleargă spre cascade, unde îl așteaptă o femeie superbă. O urmează și se confruntă cu diverse obstacole, când femeia apare și dispare simultan. El o urmărește continuu, ceea ce îi pune la încercare determinarea și perseverența. În mod neașteptat, în timp ce o urmărește pe femeie, ajunge în cele din urmă în vârful muntelui. Între timp, el vede o femeie pe nume Avantika, urmărită de bărbați. Îi urmărește apoi, se ascunde și vede cum sunt uciși unul câte unul. Avantika vede un colier remarcabil la unul dintre ei. Acesta se ascunde și îi urmărește pe Avantika și pe ceilalți bărbați până la ascunzătoarea lor. Apoi, ea îi raportează șefului lor despre proprietarul colierului. Șeful lor se înfurie când unul dintre oamenii lor încearcă să verse lacrimi. El le amintește de jurământul lor și că regina lor Devasena este întemnițată. Apoi își poartă măștile și recită jurământul. După aceea, Avantika se întreabă dacă îi pot cere ajutorul lui Katapa, deoarece este un om bun, dar că ea crede că Katapa este un sclav al tronului lui Mahishmati și că nu va putea să-i ajute. Între timp, un bărbat pe nume Slam susține o sabie pe care Katapa o refuză. Acesta îl declanșează pe Slam și îl provoacă să testeze în schimb sabia într-un duel. El este uimit de Katapa și este surprins să afle că este înrobit. El se oferă să-i cumpere libertatea în schimb, dar Katapa este un servitor loial și crede că vorbele lor trăiesc chiar și strămoșii săi care au făcut acel jurământ pentru a servi tronul. În acea noapte, când femeia își pune mâna în apă, fiul desenează pe ea cu o pată de cerneală fără să fie observat. Apoi, Avantika se grăbește la întâlnire. Șeful o desemnează pe Avantika să se ocupe de planul de salvare a reginei. Cu toate acestea, șeful observă desenul de pe mâna sa, care indică faptul că ea se concentrează pe frumusețe. El este pe punctul de a o respinge când ea își folosește lacrimile pentru a simboliza dorința și vrednicia ei extremă și pentru a face să se simtă sinceritatea ei. Scena arată regatul în care bărbații sau războinicii îi torturează pe oameni. Apoi apare regele pe nume Baladeva. Taurul scapă brusc din legătura sa și aleargă spre Baladeva. Acesta se luptă cu taurul pentru a-și dovedi puterea. Cu toate acestea, în timp ce iese din zonă, taurul este pe cale să atace din nou, când Katapa aleargă spre el și își pune viața în pericol. Totuși, Baladeva reușește și învinge taurul în timp ce Katapa este rănit. Baladeva îl laudă pentru loialitatea sa. În schimb, îl lasă să ceară tot ce vrea. Astfel, Katapa dorește să o elibereze pe regina Devasana, care a fost ținută captivă timp de 25 de ani. El i-a acceptat dorința, însă trebuia să o ucidă ca o formă de eliberare. În caz contrar, ea va fi ținută acolo
acolo până la moarte. Devasena este încătușată, regele, Balaladeva, o disprețuiește. El își exprimă ura față de ceea ce a făcut regina în trecut. Pentru că a ales un alt bărbat în locul lui, care nici măcar nu o poate ajuta în acest moment, pronunță că Mahishmati l-a uitat pe acel bărbat. După aceea, o părăsesc simțindu-se devastată. Seara, Devasena își face de lucru, adunând crengile de copac de pe jos. Apoi, vine Katapa, care o convinge să accepte a fi eliberată. Dar ea refuză, deoarece crede că fiul ei va merge și va fi cel care o va elibera. Cu toții cred că fiul ei a murit, dar ea simte altceva. În mod neașteptat, Katapa o provoacă în legătură cu faptul că ea culegea crengi ca o nebună. Spre surprinderea lui, ea îi dezvăluie că este vorba de un rug funerar pentru Bhalaladeva. Între timp, Avantika s-a întors la râu pentru a prinde pe cine i-a tatuat mâna în acea noapte. Avantika se poziționează în copac fără să știe că Bala este în spatele ei. Apoi el eliberează un șarpe pentru a o împiedica să se miște, în timp ce el o tatuează pe umăr fără să fie observat. Ulterior, femeia îi observă umărul, ceea ce o determină să îl caute pe vinovat. În timp ce Shiva stă în fața unui foc și se preface că vorbește cu Avantika prin mască. Dintr-o dată, Avantika îl atacă. Ea îl prinde și îl întreabă cine este. I se pare de necrezut că a putut urca pe munte, deoarece este imposibil. Shiva folosește cuvinte înflorite care o captivează, dar ei continuă urmărirea. În timp ce ea vrea să-l rănească, Shiva intenționează să-și dezvăluie cealaltă latură a sa, pentru a vedea cine se află în spatele măștii. Mai târziu, ea este mișcată de Shiva când descoperă scopul pentru care acesta s-a dus acolo, să o găsească și să-i aducă masca pe care o pierduse. Cântă muzica pentru o vreme, ei se lasă în voia momentului, fac dragoste și se admiră. Apoi, revenind la realitate, Avantika ia o floare și îl adoarme pe Shiva, apoi îl părăsește. Din nefericire, în timp ce merge, niște bărbați o capturează și o rănesc. Când un alt bărbat este pe punctul de a o tăia cu un cuțit, Shiva vine să o salveze. În timp ce se lupta cu bărbații, unul dintre ei îl recunoaște, numindu-l Lord și cerându-i iertare. Când observă că vin mai mulți bărbați, fuge repede și îi urmărește. Shiva aruncă o piatră uriașă care provoacă o avalanșă de zăpadă în care unii dintre acei bărbați cad, iar el ia o parte din trunchiul copacului pentru a aluneca în siguranță. Soarele răsare, Avantika își cere iertare pentru ceea ce a făcut, lucru pe care Shiva îl acceptă imediat și declară începutul relației lor, împărțind obligațiile și toate celelalte. El promite să o salveze pe Devasena chiar și fără să o cunoască, așa cum este scopul lui Avantika. Așa cum a promis, Shiva se grăbește să ajungă la regatul unde Devasena a fost luată prizonieră. Acolo are loc un eveniment de ridicare a statuii de aur a regelui. Devasena poate simți prezența fiului ei chiar și fără să-l vadă încă. În timp ce ridică statuia, oamenii înrobiți sunt deja slăbiți și nu o mai pot ține. Statuia este pe punctul de a se pica peste muncitori când Shiva apucă frânghia într-o clipită. Încă o dată, forța sa i-a uimit pe oameni. El preia conducerea și trage de frânghie pentru a ridica din nou statuia. Vântul suflă și îi expune fața pentru o secundă. Unul dintre oamenii înrobiți îl recunoaște și rostește Bali, apoi ceilalți îl urmează și îi strigă numele, în timp ce trag de frânghie. Regele și ceilalți se înfurie și sunt curioși de numele pe care îl strigă. În același timp, Devasena se simte încântată de faptul că oamenii continuă să se bucure de numele fiului său în timp ce ridică statuia, ceea ce îl declanșează pe rege, Balaladeva. Între timp, Sang și oamenii îl caută pe Shiva. Își face griji în legătură cu dispariția lui după ce a ridicat idolul lordului Shiva. Avantika îl convinge pe șef să aibă încredere în ea și în Shiva pentru a o salva pe regina Devasena. Regele, Balaladeva, era încă deranjat de ceea ce oamenii au făcut mai devreme, ca și cum ar fi fost vorba de statuia lui Bali. Astfel, se întrebă ce i-a îndemnat pe oameni să facă asta. Între timp, Shiva se deghizează în unul dintre războinici. Regele îi întrebă cine a fost primul care a rostit numele lui Bali. Când nimeni nu recunoaște, Shiva se prezintă, dar se preface că se împiedică din greșeală și dă foc locului. În timp ce pleacă, regele îl recunoaște ușor și le ordonă să-l prindă. Devasena se simte bucuroasă să își vadă fiul alergând spre ea. Este atacat de tone de războinici, dar el este concentrat asupra scopului său de a o salva pe regină. El folosește carul pentru a scăpa. Este aproape un succes. Din păcate, o capcană îi așteaptă, prinzându-i din nou. Era în zori, erau ținuți prizonieri. O vede pe mama sa, Devasena, fiind torturată, ceea ce îl înfurie. Asta îl determină să riposteze și să-și elibereze furia. Este pe punctul de a-l ucide pe prinț, când Katapa vine să-l salveze. Se luptă între ei continuu
Vinu, apoi Avantika și războinicii vin să o vadă fericită pe Devasena. În același timp, războinicii din partea cealaltă vin să o ia pe Devasena, așa că s-au repezit unul spre celălalt, venind dintr-o parte în alta. În timp ce la mijloc, Sang și oamenii lor ies simultan, șocați de ceea ce văd. În timp ce prințul încearcă să scape, acesta apucă sabia lui Mahasena care trebuia să fie pentru Katapa și îi taie capul prințului. Toți oamenii sunt în stare de șoc. Katapa este înfuriat de acest lucru și se năpustește spre Shiva, dar este foarte surprins când îi vede chipul și îl laudă brusc pe numele lui, Bali. Toți oamenii îngenunchează în succesiune. Katapa își pune apoi piciorul pe capul lui în semn de respect. A doua zi, Katapa le mulțumește părinților adoptivi ai lui Shiva. Shiva simte că ceva nu este corect. Este foarte curios în legătură cu el însuși. Katapa îi dezvăluie atunci cât de important este și îi povestește istoria regatului și strămoșii săi. Din cauza unui handicap fizic, fiul cel mare al neamului nu a fost încoronat. Regina, care era însărcinată, a decedat. Soția fiului cel mare, Bijaladeva, Sivagami, a preluat regatul. Regina a decedat, iar ei au reușit să-l salveze pe fiul ei. În timp ce regatul este în doliu, poporul plănuiește să se revolte pentru a prelua tronul împotriva lui Sivagami. Între timp, Sivagami îi ia în brațe pe cei doi băieți și le declară șansa amândurora să devină rege. Pe măsură ce trece timpul, ei îi antrenează pe băieți și sunt martorii capacităților lor. Ei pot vedea cine are mai mult potențial. În afară de puterea sa fizică, prințul Bali dă dovadă de compasiune și este cu picioarele pe pământ. Cu toate acestea, ei cred că amândoi au aceeași putere, ceea ce face mai dificilă decizia reginei. Saketa, omul lor de încredere, le-a furat secretul militar. Cei doi prinți s-au dus să-l caute în regatele lor vecine și l-au găsit într-o peșteră de hoți unde se adunau hoți și ucigași. Atunci, celălalt prinț a profitat de locul acela. S-a bucurat de moment, i-a înecat pe toți cu băutură și s-a bucurat de compania femeilor. Au reușit să-l găsească cu succes pe bărbat. Acesta a încercat să sară în loc să fie torturat, așa că Bali a vrut să-l împiedice, în timp ce Bala i-a lăsat să cadă pentru a-l ucide pe Bali. Dintr-o dată, Katapa și alți bărbați au venit, așa că nu a mers cu planul său și în schimb l-a salvat pe Bali. Ei plănuiau să atace regatul căruia Saketa îi vânduse secretele lor militare, regatul Kalakeya, care este brutal. Ei procedează cu planul lor de a ataca și de a-și apăra regatul împotriva dușmanilor. Au profitat, de asemenea, de șansa de a-i ajuta să decidă cine va fi următorul rege care va reuși să-l ucidă cu succes pe șeful dușmanilor. Katapa a observat că distribuția armatelor și a uneltelor era inegală și l-a favorizat pe Bala. În ziua bătăliei, armatele s-au adunat la locurile lor și i-au prezentat pe cei doi prinți făcând ritualul dinaintea războiului. Bali și-a arătat încă o dată compasiunea, nefiind conform să ofere un animal nevinovat. Înainte de începerea bătăliei, l-au confruntat pe șeful opoziției, care și-a pronunțat planul dacă nu va fi ucis de prinț, ceea ce a înfuriat-o pe regină. Apoi au început bătălia, cu toții și-au adunat armele și s-au poziționat pentru a ataca. În timp ce armatele masive ale inamicului se îndreptau spre el, prințul Bala a dat semnalul și a folosit armele lor de îndepărtare pentru a-i bombarda. Apoi, Bala a trimis pânza să acopere inamicii și să-i ardă, ceea ce a făcut să piardă mulți dintre inamici. Dușmanii au continuat să avanseze, s-au apropiat și cei doi prinți s-au încăierat cu inamicii. În timp ce Bali își folosește forța, sabia și arcul pentru a-i ucide pe dușmani unul câte unul, Bala are avantajul de a folosi o armă avansată pentru a-i distruge pe cei mulți. Au văzut cum oamenii lor erau folosiți ca baricadă în timp ce ajungeau la locația șefului. Bali a reușit să îi salveze în timp ce îi ataca pe inamici, în comparație cu Bala, care continuă să îi atace, făcându-le rău oamenilor lor nevinovați. Între timp, inamicii își ridică steagul. Dușmanii și-au croit drum și au ucis mulți dintre războinicii lor. Aproape că își pierdeau speranța când Bali i-a încurajat cu cuvântul său înțelept. El le-a revitalizat spiritul pentru a continua lupta și le-a arătat dușmanului mânia lor. Au continuat să atace inamicul și în cele din urmă au ajuns la șef. Bala a căzut pe carul său în timp ce șeful îl mângâia, așa că Bali s-a întors la el. S-a luptat cu șeful și a aruncat oamenii asupra lui. Au continuat să se dueleze și aproape că l-au ucis pe șef și l-au târât pe șef, ceea ce i-a determinat pe oamenii lui să se retragă. Când a fost pe cale să-l ucidă pe șef, Bala a preluat controlul și l-a lovit în schimb pentru a fura meritele pentru uciderea șefului. Imediat după aceea, regina l-a proclamat pe fiul său, Bala, comandant al forțelor armate, în timp ce Bali era rege, ceea ce a aplanat poporul, cu excepția soțului său. Se pare că decizia reginei a fost lipsită de prejudecăți. Pentru ea, a contat mult faptul că Bali era un om drept.
Apoi flashback-ul s-a încheiat. După ce au auzit povestea, Sang și oamenii lor au fost complet uimiți și au sperat să-l vadă pe Bali. Cu toate acestea, Katapa a dezvăluit că Bali a fost înjunghiat pe la spate, fizic și la propriu, de el însuși. Finalul a dezvăluit că Shiva este fiul pierdut al marelui Bahu, Bali, omul puternic și drept. Între timp, surprinzătoarea loialitate a lui Katapa nu se odihnea pentru poporul lor, ci chiar și cu trădătorii regatului, ceea ce l-a făcut să devină unul dintre ei, în calitate de servitor, ucigându-l pe regele Bali. Mulțumesc pentru vizionare, abonează-te pentru mai multe videoclipuri ca acesta și pentru a ajuta canalul. O zi bună!